Păstrăvăria de la Puceasa aparține de Direcția Silvică Dâmbovița și timp de 40 de ani a funcționat intens. Aici se găseau păstrăvi proaspeți, de toate mărimile, reproducători, puieți, în toate etapele de dezvoltare și multă forță de muncă. Amplasată strategic pe drumul național 71 spre drumul spre munte, păstrăvăria atrăgea turiști în zona de nord a județului. De 5 ani aceasta a rămas fără păstrăv, iar locația este în conservare. Păstrăvăria de la Puceasa a funcționat din anul 1978 până în 2010, când s-a luat decizia ca lacul de acumulare din apropiere să fie decolmatat. Pentru că nu a mai existat alimentare cu apă, păstrăvăria s-a închis, iar cele 72 de bazine în care înainte se produceau zeci de tone de puiet de păstrăv au început să se degradeze. Momentul în care barajul de la Puceasa a fost golit, s-a constatat că nici până atunci alimentarea cu apă nu a fost una optimă pentru creșterea păstrăvilor. Mai mult de jumătate din lac este acoperit cu un strat foarte gros de mâl, iar păstrăvii au nevoie de apă curată, fără impurități și bacterii. Singura soluție pentru reluarea activității la păstrăvărie este alimentarea cu apă din amonte, însă hidrocentralele de pe Iaromița au scăzut debitul râului. Singura soluție o văd numai să accesăm prin noile fonduri europene, măsuri care apar acum începând din 2015, deci pe fonduri europene sau, dacă putem, printr-un parteneriat public-privat. Și cam la cât s-ar ridica investiția, așa cu aproximație? Minim 10 miliarde, spun. Noi am făcut niște studii de fezabilitate cu oameni care se pricep și hidro și piscicol și să știți că costă. În perioada în care păstrăvăria funcționa, capacitatea acesteia era de 30 de tone de păstrăv, însă din cauza apei cu mâl din lacul de acumulare din care erau alimentate bazinele, nu s-a depășit pragul de producție de 20 de tone de pește. Pierderile foarte mari, foarte mari pierderile, da? Și consumul era dublu. Dar totuși la noi, din cauza calității apei, atât din datorită temperaturii ridicate pe timp de vară, apa nu era limpede. În prezent, la păstrăvărie au rămas peste 50 de bazine goale, în care în loc de pește găsim vegetație verde. Mai funcționează doar un solar cu puieți de molid, necesari în procesul de împădurire. Da, sunt al doilea an. Da. Și mai stau 2-3 ani în păstrăvărie, în pepinieră, pardon. Sunt puieți de molid în al doilea an. Au un an, sunt în al doilea an. Restul pe aceste suprafețe, i-am scos și am folosit în pepinieră în repicaje. Suprafețele goale le-am semănat și, după cum vedeți, sunt în curs de răsărire. Sola aceasta este cu puieți de larice, iar aceste sole sunt cu puieți de molid. Aproximativ avem vreo 60.000 de puieți de anul 2 și aceștia mici, teoretic, ar trebui să rămână 60-70 de mii. Deși nu funcționează de 5 ani, păstrăvăria de la Puceasa necesită cheltuieli de întreținere și pază pentru zecile de hectare pe care se întinde. De lungul anilor, mai mulți privați s-au interesat de acest obiectiv, însă reprezentanții ocolului silvic de stat refuză vânzarea păstrăvăriei, din care a rămas doar numele.